Salut, balanțe! Voi face citirea pentru luna nouă din Taur, o lună nouă care se perfectează în data de 19 mai la ora 18.52, în 28 de grade și 25 de minute Taur. Este casa opta voastră, schimbări, transformări, moarte, renaștere, este o casă destul de dificilă, o casă psihică. Poate să fie legată și de datorii. Să vedem spatul tarotului ermetic pentru voi balanțele. Iată, aveți un op de cupe. Deci, voi ați făcut foarte multe eforturi, Saturn în pești, foarte multe eforturi în familia voastră, în căminul vostru, fiindcă aici vorbim de relațiile pe care le aveți cu cei apropiați, lor, părinți, aceste eforturi nu au primit răsplata eforturilor voastre a muncii voastre și am putea spune că priviți spre viitor și iată că priviți spre viitor așa patru arca ne-am scos aici îmi drăgostiți voi va trebui să faceți o alegere la această lună o schimbare, deci va trebui să alegeți schimbarea. Uh, trebuie să faceți o alegere, o alegere între viciu și virtute, o alegere între un lanț de flori, un lanț de fier. Sfatul arcanei este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Aveți niște înscrisuri falsificate Cineva v-a făcut aceste înscrisuri falsificate, luna învărsător, o persoană care în ascuns, a stat și a lucrat și a făcut aceste înscrisuri falsificate de care s-ar putea să aflați și un trei de monede, treiul de monede aduce întotdeauna uh, o creativitate o creativitate care este la început. Ea încă nu dă roade. Aveți trandafirașii care promit că pe viitor, dacă este condus genial, veți primi aceste roade, veți primi ceea ce doriți voi. Și iată este un rege de monede. Deci veți primi banii pe care îi doriți de la acest rege de monede. Uh, Regele de monede, așa cum am mai spus întotdeauna, are ascendent zodie în taur. Semnele taurului peste tot și aici. Deci este un bărbat în vârstă, un bărbat care își dorește să vă ajute și poate fi o relație care poate să vă susține legat de această creativitate, dar presupune și înscrisuri falsificate. Și aveți această rună a alegerii. Totuși, aveți liberul arbitru, voi va trebui să alegeți și poate fi vorba chiar de, de o iubire. balanțele și put veți putea să aduceți o schimbare în viața voastră. Haideți să vedem ce spun unele, pentru voi. Ia uitați, secrete. Era puțin în așa. Ăsta nu era. Ăsta era, uitați-l. Aturi. Bun. Întârzieri, blocaje, obstacole, pierderi, trădare, sfaturi, date aiurea. Asta este o lună benefică, ăsta este un secret și ăsta la fel. Deci am putea spune că o persoană, o femeie egoistă, o femeie interesată să vă păcălească, v-a dat un sfat greșit, Intenționat v-a dat acest sfat perfid pentru a vă aduce în puterea ei, pentru a vă avea la mână. Voi am putea spune că nu v-ați putut folosi intuiția și. Ați mers pe mâna ei, cumva, și astfel ați ajuns într-o situație în care, nefolosindu-vă această intuiție, ați pierdut, fiindcă această lună arată o pierdere. Ea ar trebui să arate căldură supletească, dar fiind răsturnată, ne gândim la o pierdere, la o separare de o persoană, la o relație care nu era, cum să spun, corectă, O relație care era intenționat stabilită pentru a vă păcăli, și totul este sub influența Grindinei. Grindina, Grindina care va aduce blocaje. Totul este blocat, grindina care fărâmițează problemele voastre și nu puteți să ieșiți din această situație. Această rună reprezintă, așa cum am spus, și o pierdere, poate să reprezinte o pierdere într-o afacere unde ați primit un sfat greșit, intenționat. Și această pierdere sau o aventură care, de fapt, nu se materializează printr-o relație stabilă, ci mai repede o aventură de care trebuie să uitați. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să dați uitării această situație. Și aveți aici daruri secrete pe care le aflați, un secret, un act ascuns. Poate să fie un înscris falsificat pe care îl veți afla. Și aici arată un câștig, pentru că voi dacă aflați acest înscris falsificat, veți avea o situație benefică pentru voi, un câștig. Și aici aveți această rună care arată daruri materiale, daruri spirituale, o situație benefică, dar așa cum am spus și aici reprezintă o acumulare, dar este o acumulare din munca voastră, din resursele voastre. Deci, este o rună care este numită vite. Vitele reprezentau bunurile create de o persoană, munca unei persoane. Deci, am putea spune că aici vorbim de uh, un înscris pe care îl veți afla. Acest înscris falsificat îl veți afla. Și uh, fiind un înscris falsificat nu are nicio valoare voi vă păstrați munca voastră. Aveți această lună care arată darurile sentimentale. Dar nu am putea spune că recuperați ceva din ceea ce a creat această femeie cu sfaturile ei, cu uh, amăgirile pe care vi le-a creat. Nu veți recupera nimic, fiindcă aici, această lună, întotdeauna spune că nu aveți ce face decât să lăsați totul așa cum este și să așteptați schimbarea și o nouă creștere. Deci, sfatul este în situația voastră să vă păstrați această creativitate a voastră, care, dacă este condusă genial, poate să vă aduc uh, venituri bune și puteți primi, așa cum am spus, un ajutor pecuniar din partea acestui bărbat. Dar aveți aici și o alegere, o alegere importantă pentru voi, fiindcă este o alegere pe care nu puteți să o amânați. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.